LFX-ul de grupă este un bun prilej pentru mine, în calitate de comandant companiei, să văd două lucruri foarte importante. Coeziunea grupelor din compania mea și modul de îndeplinire al obiectivelor care le-am stabilit la nivelul fiecărei pluton VM. Totul se învârte în jurul faptului cât de bine vorbesc cu oamenii între ei, cât de bine comunică prin semne și semnale, cât de bine îi coordonează comandanților și cât de bine implementează fiecare comandant de grupă concepția comandantului de pluton. Rolul meu a fost de coordonare a grupelor pentru buna desfășurare a exercițiului. Bravo, bravo, sunt Alfa, recepție! Coeziunea grupului întotdeauna este foarte importantă, deoarece îi ține pe toți membrii acesteia foarte strânși și reușesc să lucreze la un nivel cât mai ridicat. Pentru că oamenii, dacă se cunosc între ei, altfel relațiile sunt foarte strânse și toți pașii unui exercițiu se leagă cât mai bine între ei. Acest exercițiu ne face să fim mult mai atenți cu colegii noștri, să întărim legăturile la nivel de echipe, la nivel de grupă și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la etapa următoare, la nivel de pluton, unde exercițiul va fi mult mai complex. Acest tip de exercițiu ne ajută foarte mult și pe timpul desfășurării misiunilor în teatrul de operații. Experiența acumulată de acolo întotdeauna va fi foarte bine aplicată și aici. Din punctul meu de vedere, toată lumea este instruită. Bineînțeles, am un clasament, deci nu e toată lumea bună. Din punctul meu de vedere, am văzut ce minusuri are fiecare grupă, fiecare comandant de grupă. Urmează etapa pluton, în care lucrăm pentru remedierea deficiențelor care le-am observat la LFX-ul de grupă și pregătim următorul LFX. Index, am terminat exercițiul.